Consiliul Local, în conformitate cu prevederile articolului 39 din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificări și completări, am fost invitați să luăm parte la ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Târgoviște, astăzi 26.04.2018, ora 15, la sediul unde ne aflăm, la sediul primării. În afară de Consiliul Local, se mai află în sală primarul orașului Stațiune Târgoviște și domnul primar din Capatia, însoțit de către consilier din Capatia, dacă vreți să prezentați dumneavoastră. Da. Bună ziua, în primul rând vreau să-i mulțumesc pe domnul primar, colegului, consilierilor care-i cunosc aici, din, care au fost la Capatia. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Vreau să vă prezint directorul casificatorul consilier Pavel Bahnar, tânăr întreprinzător, cel mai tânăr întreprinzător în lucrurile de evidența pe Stănilă Linie, consilier local, asistentul social de la Primăria Capatia este Mihaela Avram, consilier local și ea, și contabil șef, consilier care, mă rog, Matia, fiind în cum îi zice, de conflict de interes, ea a făcut un pas înapoi, fiind președintele organizației teritoriale de acolo. Restul nici nu mai știu care din ce partidic, noi nu ne cunoaștem. Partidele noi suntem un sat mic și noi ne cunoaștem toți așa, fără partid. Vă mulțumim, domnule primar. După cursul ședinței, eu o să revenim la discuții cu dumneavoastră. Da, și suntem satul 28-lea care am votat România cu România, toți au semnat. În continuare să vă prezint pe ceilalți care sunt prezenți. Avem pe domnul Ghibilic, care a solicitat să fie prezent la această ședință. Da, Ghibilic Cristian. Părintele. Da, o să fiți domnul preot Zvara de Curin, care o să prezinte punctul împrăția cu Baia Scrie. De asemenea, avem în cadrul companiei de utilități publice și la Colseca, cât și aparatul primării. Dacă mai este cineva, înainte de a specia la regulile ședinței de Consiliul Local, vă propun, dragi și doamne, dragi consilieri și doamne consilieri, să păstrăm un moment de reculegere în memoria părintelui Epifanie Arhimandrit al mănăstirii Mărbrăcor. Vă mulțumesc! O să dau citire cu ordine de zi, înainte de a vă supune aprobării dumneavoastră procesul verbal din data de 29.03.2018. Aveți puncte de vedere? Vă rog. Pe marginea procesului verbal, nu s-a menționat așa cum am citit cele 7 inițiative ale mele și au fost doar însemnate discuții. Eu țin minte că le-am citit, se poate vedea și pe pacientă și vreau să fie înăuntit ce procesul verbal. Nu Mulțumesc. Dacă mai are cineva obiecții asupra procesului verbal, atunci supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? În unanimitate de vot, cu excepția invocată de către domnul consilier. Procesul verbal. Trecem la ordine de zi a ședinței. Proiect de hotărâre privind alegerea. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Iurea Nicolae, președinte de ședință pentru luna mai 2018. Inițiator primarul orașului Târgoviște. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgoviște și Județul Bacău din România și sat Capaclia, raionul Cantemir din Republica Moldova. Inițiator primarul orașului Târgoviște. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgoviște, Județul Bacău și orașul Baia Spie, Județul Maramureș. Inițiator primarul orașului Târgoviște. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017. Inițiator primarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgoviște pe trimestrul 1 2018. Inițiator primarul orașului Târgoviște.
Proiect de hotărâre privind însușirea raportului primarului cu privire la situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Târgovia. Inițiator primarul orașului Târgovia. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul școlii numărul 1, oraș Târgovia, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Târgovia. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 10 companiei de utilități publice, Târgovia S.A. pe anul 2018. Inițiator primarul orașului Târgovia. Proiect de hotărâre privind înființarea unui cost contractual de referent gradul 1A în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Târgovia și serviciul buget contabilitate. Inițiator primar orașului Târgovia. Punctul 10. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu, în unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Dorește cineva să propună suplimentarea ordinii de zi? Alte puncte? Nu. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Iurea Nicolae, președinte de ședință, pentru luna mai 2018. Avizul comisiei. Comisia juridică, aviz favorabil. Discuții pentru propunerea de a fi președinte de ședință? Nu. Cine este pentru ca domnul Gura să fie președinte de ședință luna mai? Împotriva? Abține? O abține. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare. Vă propun să lăsăm la urmă acest punct, nu? Lăsăm acum și festivitatea lor. Ok, vă mulțumesc, doamnă prima. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și sat Capatria, raionul Cantenit, Republica Moldova. Rugăm pe domnul primar al orașului Târgu Ocna, să facă o prezentare. Dați-mi voi, primul să dăm voi avizul și după aceea. În regulamentul Consiliul Local se poate. Așa. Da? Nu era. Avizul comisiei. Comisia juridică, aviz favorabil. Alte comisii. Comisia economică, aviz favorabil. Vă mulțumim. Urgăm inițiatorul proiectului. Câteva puncte de vedere. Mă rog, cum știți, orașul Târgovia este înfrățit cu mai multe localități din Republica Moldova, de la nord la sud, Etineț, Chicova, Mirești Mici, Capaclia și cea de mult mai sud. Am avut această dorință a primăriei din Capaclia, care este la treia sau a patra vizită la noi, de a face această înfrățire. Noi am fost la Capaclia cu o parte dintre consilieri. Am văzut ce este acolo, am fost primiți cu căldură și astăzi i-am invitat pe domnul primar și consilierul local din Capaclia să vină să aprobăm și noi și la final să semnăm și acest protocol. Cred că este un lucru bun, având în vedere că, pe lângă faptul că ne vom cunoaște mai bine și numărul turiștilor din zona, celor din Moldova și cei din Ucraina este în creștere și dacă în 2016 am 216.000 de turiști, în 2017 256.000 de turiști, ponderea celor din Moldova și Ucraina este în creștere și unul din motive este și această înfrățire, deoarece înfrățirea dă o garanție a celor care vin, că vin la niște persoane cunoscute, vin la frații lor din Moldova. Deci aia eu vă rog să permitem și domnul primar să spună câteva cuvinte și apoi să trecem cu mastru la observații cu întrebările. Vă rugăm, domnule primar. Da. Vă mulțumesc. Eu reprezint Capaclia. Tot timpul am câștigat acolo, nu știu de ce, pe consilieri, cu 85 și 98% tot timpul câștig. Nu știu, chiar nu știu de ce mă aleg, dar până la urmă vreau să vă povestesc despre două cuvinte despre satul nostru. Este un sat vechi, răzășesc, din 1783, deci datele oficiale, dar neoficiale, de pe timpul lui Ștefan cel Mare, mai avem la Cruci, cum îi zicem noi, suntem tot un sat
de la poalele codrelor tighecilor, codrele tighecilor, să mă zic, la mea, acolo, unde Ștefan cel Mare a vrut să-și facă o cetate, după care, din spusele istoricilor, s-a răzgândit ceva, avem fântâna Zimbor, ca o carte, așa, tot ceva legat cu apa, ca să zicem, avem fântâna Zimbor, care are o apă, cred că este din spusele la cei care sunt de la Chișinău, de la ecologie, este una din cele mai pure și curate ape din Republica Moldova, care s-ar în mijlocul codrelor. Eu sunt sigur că noi o să vă invităm acolo, domnule primar, împreună, posibil, cu toți care vreți, ca știți, dacă venim noi și vă facem, să zicem așa, ca turiști aici, noi vrem și noi să vă avem ca turiști la noi acolo, drept că la noi infrastructura încă nu este gata, noi mai avem foarte mult până la... Dar, cum v-am zis, suntem un sat vechi, rădășesc, cu tradiții, noi avem porile satului care se perpetuează deja de secole, cred că noi simplu am reanimat un pic acum porile satului, care de când sunt eu primar, în trei mandate, deja ele merg consecutiv, este directorul Casei de Cultură care organizează, începând cu mari, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie și noiembrie. Noi facem 7 pori aprovizionate, cum s-ar zice, cu toată infrastructura, tot acolo ce trebuie. Tinerii, știți de acum problema noastră, noi avem, Republica Moldova trecem printr-o gravă derivă, dar eu sper că până la urmă anul ăsta centenarului care este aici, dacă nu se va întâmpla ce și trebuie să întâmple anul ăsta, poate pe parcurs, mai știu eu, e mare Dumnezeu și lucrurile ar să le punem încetșor, încetșor noi, cu pașii noștri micuți, cu Târgu Ocla, cu ceilalte comuni care suntem înfrățiți, că și noi avem 5 comuni înfrățiți, cu Târgu Ocla suntem deja 5 care suntem înfrățiți. Deci, eu sper totuși la o colaborare, domnule primar, și între Consiliu o să vă invităm neapărat și la un Consiliu de-a nostru. Noi suntem mai micuți, noi suntem 11, pentru că ținem cont de numărul populației. Vă așteptăm cu drag, domnule primar, stimați consilieri, stimați reprezentanți ai primăriei care sunteți funcționari publici, părinte, preacuțerice, dacă vedeți, vă așteptăm cu mare drag la noi, mai ales la 8 noiembrie, când avem hramul satului, cum zicem, hramul satului, la biserici. Și astea fiind spuse, dacă aveți ceva de întrebări, eu sunt gata să vă răspund. Vă mulțumim, domnule primar, dacă dintre colegii mei, consilieri și doamne consilieri, aveți... Întrebări? Da. Dacă nu sunt întrebări, supunem spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgu Ocna, Județul Bacău, în România și sat Capaclia, raionul Cantemir, Republica Moldova. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Și avem o abținere. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgu Ocna, Județul Bacău și orașul Baia Sprie, Județul Marea Mureș. Comisia juridică a zis vă rog. Mulțumim, domnul președinte. Alte comisii, dacă... Domnul preot Smaran. Marandei Florin, dacă vrei să ne faceți o prezentare. Delegat de lucru director de la școala Iniciației, vă prezint că v-a legat de această cooperare. La Baia Sprie este o asociație proactiv memoria, care desfășoară activități de promovare a ceea ce a fost începutul comunist în România. Și de câțiva ani de zile la școală... Să păstrați liniște. De câțiva ani de zile la școală se fac activități educative. Vin reprezentanți asociației respective de la Baia Sprie și prezintă generațiilor de elevi anumite lucruri. Am gândit, ei au mers mai departe un început memorial la Baia Sprie. Noi avem altceva, noi facem o biserică, probabil că n-ați ajuns încă, dar vă invită motivă. Biserică în curtea unității, care va fi reprezentativă pentru sistemul penitenciar de România, având în vedere că în Târgu Ocna sunt 3 unități penitenciare de importante, un spital, un centru educativ și o școală de agenți. Un fel de unitate, să zic așa, reprezentativă ca administrativă teritorială pe partea de penitenciare. Mai avem în vedere faptul că Baia Sprie e un oraș minier. Cuvântul Baie e erudit cu Ocna, de același lucru înseamnă, de fapt, da? Baie și Ocna, numai că acolo era un alt tip de mină. Și gândim să facem
mult pe partea tânără, schimburi de tineri, trasee pe locurile memoriale la Sighet, la Baia Sprie, cei de acolo se vină la Târgocna și se pot dezvolta mai multe dacă vom dezvolta și mai multe partea noastră aici și la Târgocna. Din perspectiva asta, Baia Sprie e un pic înainte, cu memorialul, dar avem șanse să reușim și noi mai bine pe partea asta, să valorificăm memoria acestor locuri legat de spitalul penitenciar, din ce s-a întâmplat în zona noastră în perioada comunistă. Astea sunt argumentele de ordin istoric, cultural, moral, economic, nu știu dacă implică atât de mult, se poate discuta asta în vivă. Nu a fost probabil de principiu, dar într-un început și cred că nu o va face niciun fel rău să ne cunoaștem mai bine, mai la Bureșenie, cu moldovenii și în perspectiva asta. Cam asta e mare, dacă sunt întrebări, vă pot răspunde. Vă mulțumim, părinte, dacă dumneavoastră, domnilor și doamnelor consilieri, aveți întrebări. Atunci, supun spre aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgovna de Zubacău și orașul Baia Sprie, județul Maramureș. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? În unanimitate de voturi, proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre. Trecem la la ora 11, nu? La ora 11, la 11, voluntarea părintele, cred că eu am fost un cetățean de onoare, nu știu dacă... A fost declarat cetățean de onoare. Chiar a fost, da. În anul 2006. În 2006. Un simbol pentru Târgovna și trebuie să-i păstă o memoria ei. Mulțumesc. Punctul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre primind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017. Inițiator primarul orașului Târgovna. Comisia juridică a desfavorat. Vă mulțumim, doamnă președinte. Economică a desfavorat. Mulțumim Comisiei și Comisiei Economice. Puncte de vedere. Scrie la cuvânt. Supun spre aprobarea dumneavoastră. Punctul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Niciun. Mulțumim. Trecem la punctul 5 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgovna Petrinescu 1-2018. Avizul Comisiei, doamne. Comisiei Economică a desfavorat. Discuții. Supun spre aprobarea dumneavoastră, punctul 5, pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgovna Petrinescu 1-2018. Cine este pentru? Se abține cineva? Cine este împotriva? În unanimitate de voturi, punctul 5, pe ordinea de zi, a fost aprobat. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului primarului cu privire la situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Târgovna. Avizul comisiei. Comisia economică a desfavorat. Comisia urbanistică a desfavorat de unanimitate. Mulțumim comisiilor. Discuții privire la acest punct. Deci domnul consilier Rusu, mai sunt și alți domn. Domnul Bucur, o să vă notăm într-o ordine, ca să păstrăm ordinea. Da, aveți cuvântul domnul consilier Rusu. Da, în raportul întâlnit de doamna... Vă rog să dați telefoanele pe silențiu. Ana Bichiseanu, Laura din Borsi. Treceți aici, ați casat în 2017, în mijloace fixe în valoare de 100... obiecte de inventar de 103.000 și mijloace fixe în valoare de 101.000. Trebuia să faceți o anexă, să ne spuneți ce ați casat. Ce ați casat de 100.000? Trebuie să ne spune? Acum nu văd. De tabelă trebuia să ne înțelegeți în comisie. Puteam să facem lucrul ăsta și chiar pot să fac și în timpul de dați, poate. În general sunt bunuri uzate, expirate, uzate moral, care nu mai pot fi utilizate. La suma pe care o avem noi în patrimoniu, reprezintă un procent semnificativ suma respectivă. Dar putem aduce detalii, dacă se dorește asta.
Da, tot în raport spuneți aici pentru anul 2017 situația bunurilor ce aparțin domeniul public și privat aflate în conservare. Cinematograful Uranus, Casa Morisov și imobilul Gheorghe Asache, numărul 2, trebuie să fie poliția, da? Fost poliția. Dragii mei, conservare la Casa Morisov, se află în conservare Casa Morisov. Se află în stadiu de dărâmare Casa Borisov, nu conservare. Haideți să fim corecți. Casa Borisov a fost, unul dintre cei mai importanți oameni în acestui oraș. A fost primar, a fost mare om de afaceri. A lăsat orașul nostru, această casă a fost folosită și înainte de al doilea război mondial ca primărie, judecătorie, școală, gimnazială. Comuniștii când au preluat-o, au menținut-o, au întreținut-o, i-au dat utilitate, au fost sediul cooperativei de, de consum. Totuși, haideți să facem ceva cu ce nu se poate. Acum au fost nu știu ce probleme, că nu era a noastră, dar totuși din 2000, când a fost încheiat contractul? În 2014, sunt totuși 4 ani de zile de când e a noastră. Nu se poate, nu e posibil să o lăsăm așa. Puteți să spuneți că e în conservare, că aproape se dărâmă. Și indiferent ce argumente s-o o să aduceți la ceea ce am spus, nu există nicio scuză pentru felul în care se află în momentul actual Casa Borisov. Nu există niciun fel de scuză. Vă mulțumesc. Aș putea spune mult mai multe de această temă, având în vedere că avem un safir, mă abțin. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule consilier. Apreciem punctele voastre de vedere. Bine însuși și mare cuvântul, domnul consilier Bucuraure. Odată cu asertimentul celor din aparatul primăriei, cred că termenul de conservare este generic, nu că înseamnă că alea așa o vom păstra. Tranziție. Pentru faptul că nu s-a prevăzut cheltuieli de investiții, nu s-a prevăzut ce să se facă cu Casa Borisov, pentru faptul că nu i-am dat o destinație momentan, deci neavând nicio intervenție asupra ei, termenul consacrat este că e în conservare, până vom decide. Este evident și am discutat-o de atâtea ori în Consiliu, va trebui să facem ceva. Va trebui să facem ceva, până la urmă. Ce altă observație voiam să fac, de asta m-am înscris la cuvânt. Noi avem acum proiect de hotărâre înaintat privind însușirea raportului primarului. Noi acum votăm această însușire, că dacă o votăm, și vreau să întreb ce se înțelege prin vot. Adică dacă voi vota pentru însușire, înseamnă că nu l-am însușit sau înseamnă că am și aprobat? L-am și aprobat și am absolvit și am, mă rog, am acoperit cu răspunderea Consiliului raportul domnului primar. Asta era întrebarea. E o dilemă practic juridică până la urmă să știu ce efecte juridice are din punctul de vedere votul în acest proiect de hotărâre. Doamne, consider la întrebarea noastră să vă răspundă doamna. Da, ăsta este termenul de răsușire a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat folosit de legea 213. Iar în momentul în care, asta și citesc, așa nu se o pregătesc, în momentul în care am avut control de la instituția prefectului, știți că în anii anteriori acest raport era doar un raport de informare a domnului primar. În momentul în care se termina inventarierea anuală, domnul primar venea cu acest raport și informa Consiliul Local rezultatele inventarierii. De fapt, asta se vrea acest raport. Am avut control de la instituția prefectului, una dintre măsuri a fost că pe legea 213 acest inventar trebuie însușit de către Consiliul Local, rezultatul inventarierii anuale trebuie însușit de către Consiliul Local. Nu vorbiți de întrebări, deci vorbiți prin mine, are cuvântul domnul Bucur, iar răspunsul la secretar, vă dau cuvântul după aceea. Ca să poate să mă fac mai bine înțeles. Deci, însușirea, dacă este, cum spune domnul prefect acolo, în ordinul dumnealui, trebuie să luăm la cunoștință și trebuie să ne însușim, este una. Dacă vom vota, și atunci vom vota pentru, și are sens de descărcare de gestiune, prin votul nostru, descărcare de gestiune a domnului primar, prin acest raport
este alta. Este cu totul și cu totul altceva. Este cu totul și cu totul altceva. Eu de asta vă întreb pentru ca să lămuriți, să știm, să știm în cunoștință de cauză cum ne dăm vot. Are sens de descărcare de gestiune sau are sens doar de luare la cunoștință și când votez da, înseamnă că mi-asum că am luat la cunoștință. Doar atât. Păi putem completa, privind însușirea, liniuță, luarea la cunoștință. Prima oară, dar până acum nu votam. Luam la cunoștință, mi se însușea și nu votam. Păi, dar votăm prezentare. Bine, acest lucru este punctele noastre de vedere. Ce se întâmplă cu alte înscrie la cuvânt, domnul Măciucă. Se mai înscrie cineva la cuvânt? Ce se întâmplă dacă nu îl însușim și votăm împotrivă? Vreți să știu. Nimic. Nu vii la însușit. Nu vii la însușit. Rămâne însușit. Da. Eu l-am prezentat. Dacă permit. Da, două rapoarte trebuie să prezinte primarul și are această obligație prin lege. Stare economică și socială de care am prezentat o data trecută și acolo chiar sunt în primul trimestru și domnul judecător a făcut observațiile necesare. O prezentare acolo care am extins-o și noi și am făcut un raport de activitatea fiecărui compartiment din primărie. Aici sigur că este starea patrimoniului, care trebuie de asemenea raportat. Fiind administratorul patrimoniului, Consiliul Local trebuie să se aducă la cunoștința noastră. Asta e veche și acestea sunt cele două rapoarte pe care le prezintă toți primarii. La prefectura și prezentăm doar ca raport și nu trebuia hotărâri. Prefectura a spus să-și însușească acest raport. Asta nu aveți obligația și nu-i descărcare de gestiune aici. Aici este doar o simplă prezentare, ceea ce am prezentat dumneavoastră v-ați însușit, ce am prezentat eu, nu o altă stare decât este acolo. Deci, practic, este o luare la cunoștință asupra patrimoniului care l-am prezentat noi în starea care este. Da, ați avut puncte de vedere, dacă mai sunt și alte puncte de vedere. Bine. Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre privind însușirea raportului primarului cu privire la situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Târgu Ocna. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotriva? Proiectul a fost aprobat. 11 voturi pentru. Trecem la punctul 7 pe ordinea de zi. Până am fixat și notez de doamna secretară. Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru, 5 împotrivă și o abține. Punctul 7 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul școlii numărul 1, oraș Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna, avizul comisiilor. Comisia juridică a desfavorabil. Vă mulțumim, domnule președinte. Comisia economică a desfavorabil. Ce bani s-a desfavorabil? Mulțumim, domnule președinte. Ori de cuvânt, încă revedere, domnul consilier Măciucă. Care este cuvântul, domnul consilier Măciucă? Nu știu. De ce nu am făcut la indicatorii tehnico-economici și în terenul de sport, în aer liber, apare sala de sport, terenul de sport nu apare, deși stabilise va fi un teren de sport la școală în rând. Ați depus și tradeziuni pentru 2018 un proiect de investiții în teren de sport, dar de ce să nu facem în același cadru, port, cu bani de la Uniunea Americană și ce trebuie să investim noi de la finanțează. Da, răspunde doamna administrator public. Deci pe partea de port, terenul de sport nu sunt finanțate și am prins la școala numărul 1 construirea unei sări de sport. Iar terenul de sport care vrem să-l facem acolo, suntem în parteneriat cu o fundație care am prezentat în materialele anterioare. Da. Și suntem în derularea proiectului. Când se depune proiectul? A
bani pentru ce? Pentru proiect, pentru terenul de sport? Pentru spanul 1. Păi, vedeți, da. Vedeți că e un material de ordine de zi, puțin mai târziu. Dacă aveți și alte întrebări. Și am avut de depunere de la acel tehnologic, suntem în grafic și fără? Se lucrează și la același, la acel proiect și la școala numărul 2. Alte întrebări, domnule consilier? Alte puncte de vedere ale dumneavoastră, domnul consilier? Domnul primar, vreau să urmăresc investițiile care avem pe învățământ. Din PNDL, din bani din Programul Național de Dezvoltare Locală, finanțare de la guvern, avem la această oră următoarele investiții. Creșa, care se va construi în totalitate la fosta școală de la Tisești. Avem grădinițele pe Ticot anul 2, care intră în renovare și extindere. Și avem colegii Costache Nici. Pentru că cei de la școala 1, școala 2, liceu tehnologic, nu au putut fi prinse, deși noi le-am propus pe PNDL, dar nu au fost finanțate, ca să nu rămână aceste două școli, am căutat toată finanțarea. Și școala 1, școala 2 și cu liceu tehnologic vor intra pe PNDL. Fiindcă nu se finanțează pe fonduri europene, pe planul operațional național. Pentru că nu se finanțează terenul de sport de la școala 1 va fi continuat cu finanțarea. Și încercăm ca să terminăm modernizarea școlilor, toate școlilor din oraș, cam în același timp. Mulțumim, domnule primar. Are cuvântul domnul. O completare la această lucru. Vreau, într-adevăr, pe programul PNDL, banii sunt veniți de la guvern, dar acești bani sunt împrumutați de la BER, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Bani pe care noi românii plătim dobândă. Mulțumesc. Mulțumim pentru informații. Păi, domnul consilier, o să vă mai obi, vă dau cuvântul, dar potrivit regulamentului local, de funcționare a consiliului local, aveți cuvântul, puteți reveni dacă se face vorbire de persoana dumneavoastră. Da? Haideți. Spuneți. Nu, ar vrea să știu dacă totul de dezabilitate este plătit din cadrul POR sau este plătit de la proprietate? Nu este. Toate acestea sunt plătite din bugetul local. Numai după ce am studiu fezabilitate, el va fi acceptat și concurența e destul de mare. Drept dovadă, noi am depus școlile pe PNDL, n-au fost acceptate, pe POR, de asemenea, se depun foarte multe proiecte, se obțin un punctaj și ele sunt selectați. În timp pe care sunt în POR, deci depun proiecte în mod gratuit și își iau banii din momentul în care proiectul este acceptat. Mulțumim, domnule consilier Năciucă. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere ale dumneavoastră, atunci supun spre aprobarea Consiliului Local punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul dezvoltare, modernizare și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul școlii numărul 1, orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Cine este pentru? Se abține cineva? Votul împotrivă? În unanimitate de voturi, proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul 8 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. pe anul 2018. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Avizul comisiei. Comisiei economice, aviz favorabil. Mulțumim, domnule președinte. Lor de cuvânt, privire la acest punct. Domnul consilier, iar aveți cuvântul. În material, nu este ce venituri, ce cheltuieli, ce profit va rezulta din urmă. Dacă poate o persoană de la companie de utilități să dea răspuns. Bugetul s-a întâmplat în AGA și toate detaliile privind buget au fost în AGA la când s-a făcut AGA pentru. Acum, la material. Orice buget aprobat în AGA, trebuie trecut aprobare și în Consiliul Local. Deci toate materialele ce țin de buget, ați avut în AGA. De ce nu ați trecut cifrele? Era ISFET? Nu, dar s-au aprobat în luna trecută, ați aprobat bugetul. Aceste materiale se afișează pe site-ul primăriei și nici nu știți. Deci, ce buget are ăsta? Nu știu. De ce e complicat? Da, pentru statul domnului consilier.
Da, toate pătrarele faptul că au fost afișate, a prezentat în ședința trecută, dar o să și nu știu. Da, 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 un cetățean. Pare bine. E corect observația, domnule. Da. Consilier și-o corectă. Și-o corectă. Cine dorește să mai scrie la cuvânt? Bine. Atunci, supun spre aprobare. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 10 companii de utilități publice Târgovna de SA pe anul 2018. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Cu două abține, proiectul a fost aprobat. Acum 15 voturi pentru. Trecem la punctul 9 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind înființarea unui post contractual de referent gradul 1A în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Târgovna, serviciul buget contabilitate. Comisia juridică de la Comisia. Da, vizită urmă. Mulțumim. Alte comisii. Ministerul economic, da, bine. Nu pot să zic că e nefavorabil sau e favorabil, toată lumea n-am abținut. Bine, avizul comisiei este favorabil. Este informat. Da. Înscrieri la cuvânt. Domnul consilier Antoche, domnul consilier Russo. De guvern în care spune că raportul între pensionari și angajați să fie de 2 la 1. Nu e bine să așteptăm o pensionare ca să se ocupe acest post. De două pensionari și o angajare. Având în vedere că populația orașului nostru e în scădere, deci nu crește, cred că trebuie să ne adaptăm și noi, ca un fel de agent economic, trebuie să fie și primăria. Dacă activitatea nevrând scade, trebuie să reducem și personalul. Măcar în raportul care îl dă guvern. Pe de altă parte, e la chiar dacă oamenii ca și consider ca agent economic, intru în primărie destul de des. Și luată la 1, la 3, luni, la nu știu, văd tot timpul figuri noi prin birouri. Aproape că mai pot să arunca un act. Care nici nu le cunosc, nici nu mă cunosc aceste figuri noi, care, bineînțeles, sunt angajați baza unui concurs, unui organigram, nu la asta mă refer. Dar având, efectiv, termenul, că birourile sunt fixite. Unul mai are loc primăria, trebuie să consumă primărie, una anexă pentru birourile astea, efectiv sunt fixite. Și de asta mă mir că acum, chiar dacă am aflat că prefectura ne-a mai creat un post sau mai știu ce, până la urmă, prefectura nu ne dă bani. Până la urmă, tot noi plătim aceste posturi în plus. Nu cred eu că încărcarea, dacă e un management corect, e atât de mare încât nu poate prelua un alt contabil, o reorganizare, aceste sarcini suplimentare care apar datorită contabilitate. Mai ales că mă bazez pe profesionismul și aici nu glumesc deloc profesionalismul deosebit al doamnei contabil șef, care sunt sigur că ar putea organiza birou fără a angaja din afară, gândindu-ne tot la București ca agent economic, tot din banii noștri plătim. Și atunci, și mai ales că salariile acum sunt destul de frumoase în primărie și foarte bine că sunt, deci asta e punctul meu de vedere. Și atunci nu voi vota acest proiect. Mulțumim, domnule consilier Antoche. Domnul Anisar Păcurdușor, dacă vă spun ceea ce se poate așa, nu e văzut. Bine, atunci dăm cuvântul domnului Anisar. O completare, mare parte din ce vreau să spun, a spus-o colegul nostru Cristian Tocchi. Doar vreau așa o completare. Totuși, în 1990, în condițiile în care orașul nostru avea jur de 16.000 de locuitori, dacă nu știu eu, la primărie erau 26 de angajați. În 2018 sunt 101. În condițiile în care în 90 se scria pe foi A4 cu indigo la mijloc și cu X-ul. Acum avem computere, programe și alte. Eu știu, volum de muncă, ce vreți să spuneți voi, proiecte europene, că am văzut-o pe doamna Fiseanu, că se uita așa în sistem la mine. Dar totuși țin să vă aduc aminte că pentru proiecte europene plătim și firme. Știu, o să faceți niște documente în prealabil. Totuși, 101 oameni, diferența foarte mare. În condițiile în care, nu știu dacă mai suntem faptic 10.000 de locuitori în Târgovna.
Da, mulțumim. Să nu mai punem 100, totuși suntem, dacă ești, facem excepție de cele 3 unități militare pe care le avem, cred că împreună cu domnul Chiu Conseca și cu, cred că avem mai mulți angajați decât care au venit la asta. Nu sunt economic, cel mai mare angajat, cât să fie în primărie, da. Nu sunt economic, cel mai mare angajat. Dar n-am nimic împotrivă, puteți să creați un post, probabil că aveți nevoie de el, cum a spus și doamna, da? Nu știu. Mulțumim, domnule, a continuat cu înscrieri. Alte înscrieri la cuvânt? Atunci, dacă vreau să vreau să vreau. Domnul consilier, într-adevăr, situația în instituția orașul Dubovna, primăria, numărul de personal a crescut în anii de după 1990, pentru că nu neapărat numărul, sau nu aveam unde să facem un cadră, ci complexitatea activităților. S-au preluat activități noi, au apărut structuri noi și, într-adevăr, o fătă unul, ne raportăm de la funcția de primar și până la mulți muncitor necalificat, cu toate departamentele, adică piață, stadion, muzeu, țăl de sport, întreținerea spațiului locativ, aparat de specialitate al primarului și toate celelalte departament tehnic și tot ce înseamnă celelalte componente. Acum noi am venit și am suplimentat la birou buget contabilitate cu un post, pentru că acolo complexitatea a crescut și am pus un post de personal contractual cu studii medii, pentru că avem nevoie de o persoană care să execute anumite lucruri. Știți că anul trecut am preluat și gestionarea taxei de salubritate și personalul care avea sarcinile le-a preluat și duce această activitate, rămânând alte activități oarecum descoperite. Este adevărat, cum spunea și domnul consilier Atochi, că anul acesta s-a dispus printr-un act normativ ca la 2 pensionări să se facă o încadrare. Deocamdată anul acesta nu am avut nicio pensionare. Urmează să fie undeva în toamnă, să vedem acum dacă actele normative vor mai rămâne aceleași în vigoare. Nu sunt legate unele de altele. Mulțumim. Avem nevoie de acest post pentru că sunt activități complexe și nu e un post cu studii medii, nu este post de studii superioare. Într-adevăr, avem și programe informatice, dar și acelea trebuie să le ruleze cineva. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și mai. Dacă mai sunt alte întrebări, supun spre aprobare. Doamna contabil șef, dacă dorește să completeze. Da, pentru că este în serviciu buget contabilitate, vreau să aduc și eu câteva argumente. Noi, într-adevăr, funcționăm pe o organigramă care, conform ordonanței 63, orașele de categoria noastră au 100 de posturi. Pe lângă astea, prefectura vine și suplimentează pentru fonduri europene. În plus, ordonanța 91 de urgență de anul trecut din decembrie ne dă dreptul chiar să angajăm în afara organigramei oameni pentru fonduri europene. Noi am încheiat contractul de finanțare pe valorificare turistică în luna martie. De aici încolo lucrurile se complică, în sensul că toți noi, cei care până acum am desfășurat anumite activități, de acum se suplimentează. Rapoarte de progres, audituri financiare, 16 linii bugetare care trebuiesc achiziții, urmărire, gestionare, monitorizare, toate acestea sunt tot pe noi. În plus, eu în serviciu buget contabilitate funcționez așa, 3 oameni la contabilitate, 5 la impozite și taxe, unul este suspendat în creștere copil și eu șef serviciu. Deci sunt activități care trebuie să acoperite cu oameni. Pentru aceasta am venit cu o suplimentare. Dacă noi o să ne descurcăm în structura aceasta, nici n-am zis că îl scoatem la concurs. Doar îl vrem suplimentar pentru că legea ne dă dreptul, organigrama încă nu este aprobată, este cea din 2015 și de aceea venim cu această suplimentare. Mulțumim, doamna contabil șef. Dacă rămâne trebuie. Și vreau să spun, este evident că greu muncii îl duc tot câteva persoane, șefii de birouri, persoane cu experiență, administratorul public, bineînțeles primarul, viceprimarul, greu muncii, tot ei le duc. Deci, și nu cred eu că 100 de oameni nu se poate transfera de la un birou la altul, o persoană care să rezolve și problema. Sunt 100 de oameni.
ce a spus ea, transformat prin schimbarea organigramei și asta. Deci asta e punctul meu de vedere. Mulțumesc. Mulțumim. Vă dăm cuvântul domnului Bucuraure. Era mai mult o întrebare decât dacă au apărut elemente noi care să fi condus la necesitatea acestui impost. Eu, nu știu, din punctul meu de vedere, nu s-a mărit activitatea în primărie fabulos de mult cu ceva activități, adică nu s-a schimbat nici legea contabilității, nu s-au schimbat nici la impozite și taxe, necesitul suplimentar, un număr de personal, iar până la urmă, toate salariile din primărie sunt plătite din bugetul local, care bugetul local cam începe să gâfie. Am mărit salariile, am mărit și impozitele și taxele aferente. Cred că, nu știu. Să vezi că pentru implementarea unor proiecte europene este necesară și avem o rezervă. Când o să apară acele proiecte europene cu adevărat care să trebuiască gestionate, dar deocamdată nu știu să avem bani europeni, proiecte care urmează să fie implementate, să gestionăm fonduri europene. Este bine să fim pregătiți, să nu fim prinși nepregătiți. Păi atunci, dacă nu există oportunitatea a aprobării acestui nici nu angajează, doar pune la dispoziție. Atunci, oportunitatea va fi atunci că va fi. Da, va fi. Mulțumim. Are cuvântul domnul consilier, nu știu, Costache. Eu o criză personală în specialitate, în care sunt domeniul de contabil financiar. Răspund în prisma concursurilor care au avut loc acelor de învățământ, unde la colegiul, la școală generală, mai depus are altă unitate, instituții, a scos la proces dată răzvățul și foarte, foarte greu au reușit să găsească să acopere acest post. La compartimentul pe care îl conduce doamna Vichiseanu, poate numărul este restrâns, iar transferul de la un compartiment la altul, nu știu dacă se poate realiza, ci în tot specialitatea în sine, pentru activitatea pe care urmează să desfășoare. Deci, cu ceea ce privește competențele celor care vor veni la concurs, acolo, comisia care va organiza concursul, trebuie să manifeste exigențe maximă pentru că, într-adevăr, avem nevoie de la vă mulțumim, domnul consilier. Dacă mai sunt și alte întrebări din partea dumneavoastră, domnilor și doamnelor consilieri, domnul administrator mai completează cu câteva răspunsuri. Dacă nu ați voie, aș vrea să mai completez încă o subiect. Din numărul de 101, 25% din această cifră, practic 25 de persoane sunt asistenți personali, sunt persoane care sunt încadrate pentru îngrijirea unor persoane cu dizabilități de către 13 asistenți personali, 6 plus 2 asistenți medicali. 13, a spus păi asistenți personali, 25. Da, de acord. Asistenți medicali sau asistenți medicali. Păi asta vreau să vă spun acum. Stați puțin. Lăsați să termine cu explicația și după aceea revenim. Ați zis 25 de asta. Am spus că lucrează în asistență socială. Și 13 asistenți personali, 6 asistenți medicali la unitățile de învățământ, care sunt plătiți de către Direcția de Sănătate Publică, 3 la UNICEF, care sunt plătiți din fonduri UNICEF, deci nu sunt toți plătiți de bugetul local. Și compartimentul urbanism este subdimensionat, pentru că sunt activități complexe și dumneavoastră, prin activitatea care o desfășurat, v-ați izbit de deficiența în a redacta toate materialele la timp și a răspunde la toate solicitările dumneavoastră. La fel și bugetul contabilitate. Nu este chiar simplu. E ușor așa să spunem că poate să preia altcineva. Fiecare post are fișa lui, are sarcinile lui de, și obiectivele și responsabilitățile lui. Acum dumneavoastră decideți oportunitatea, dar totuși trebuie să luăm în calcul că organigrama și statul de funcții este cel aprobat în 2015. Deci nu am umblat pe el 2 ani de zile. Vă mulțumim, domnule administrator public. Dacă mai sunt discuții, domnul consilier Grozavo. O întrebare pentru dumneavoastră. Dacă sunt 6 asistenți medicali, da, care sunt pe primărie, am avut echipa de fotbal. Plătiți de Direcția de Sănătate Publică. Da. Am avut echipa de fotbal la orașul Tegor. Tot timpul am dus probleme când n-am avut asistenți medicali. Știți să treacă. Și ei făceau parte și luau bani.
De câte ori s-a întâmplat? Atunci știți și problemă. Până și s-au desfințat echipa de fotbal. Adică să înțelegeți că este... Eu să mai angajăm. Nu? Că așa vreau să spunem. Nu, nu, nu. Vorbesc de asistență medicală. Nu, nu. Băgați sectorul de contabilitate cu medicină. Sau adunați în așa același lucru. Nu știu, dar cum înțelegeți dumneavoastră? Nu, nu, nu. Poate să vedeți că... Asistența medicală și-a făcut zahă. Deci știți și așa s-a făcut, da? Dar nu o desfințare a... Deci avea o obligație socială, în primul rând, ca să participe la asistență. Fișa postului a fiecărui salariat scrie foarte clar ce are de făcut. Funcționarea activității sportive nu s-a încetat datorită lipsei participării cadrelor medicale. Cadrele medicale au participat la toate acțiunile sportive ale orașului, la toate manifestările, cele care erau prevăzute în calendarul competițional și care puteau să participe. Au fost situații, într-adevăr, când nu s-au prezentat cadre medicale pentru că acolo a fost o problemă. Acei sportivi nu aveau toate cum se cheamă, documentele medicale la vremea respectivă și atunci nu și-a asumat nimeni responsabilitatea. Asta a fost atunci, dar lucrurile s-au corectat. Da, chiar vreau să vă spun foile de arbitraj, să vedeți câte legiuri am pierdut din cauza că v-au făcut. Deci nu vorbesc. Vă mulțumesc și dau dreptate și domnului consilier Brujalu, pentru că deci cu angajații care avem, este bine să îmbrăcăm toate activitățile. Să fim solidari. Asta. Bine, v-ați vedeți. Și la ei, că tot pe domnul primar. Domnul Ruzago, la vremea când v-ați solicitați, nu erau asistenți medicali care sunt acum, adică și la pensie o parte din ei, sunt persoane tinere care fac și această activitate și corectă observația. Referitor la acest punct care a creat atâtea discuții și dezbateri și este bine de, să fac aceste discuții, adunul postul este de studii medii și eu vreau să vă spun că compartimentul contabilitate este, este compartimentul care este foarte important în primărie pentru că celelalte. Dar să știți că toate primăriile sunt organizate cu șef birou venituri, șef birou cheltuieli. Primăria Târgocna are un singur șef și pe venituri și pe cheltuieli și nici am analizat prea mult. În momentul când a venit compartimentul și a cerut înființarea unui post cu studii medii, vă rog să verificați, am fost de acord și am inițiat. Niciodată ei n-au venit să ceară ceva suplimentar. Și vă dau un exemplu. Sunt, la ora actuală, prin preluarea taxei de salubrizare de către primărie, undeva la 6.000 de depoziții care trebuie să încasate. Și dacă observați dumneavoastră, acolo lucrează o persoană care nu are pregătirea necesară, e luată la alt compartiment. Deci este cu studii medii pentru acele lucrări care sunt acolo. Deci eu cred că, și eu știu de ce au pus-o acum, pentru că dumneavoastră aveți dreptate, de ce acum și mai târziu. Acum, pentru că dacă se modifică organigrama și intră legea, nu mai putem face nicio modificare la organigram. Asta este secretul domnului, pe care nu știi că ai intrat în primărie. De ce trebuie făcut acum să mai prindem un post când ne mai permite organigrama? Dar și vă spun eu că nu vor angaja, și vreți să vă spun, nici nu vom angaja. Dar avem prins acolo ca să aibă timp de reduce. Aceasta este punctul pe care eu vă rog să o înțelegeți și a deschidăm serviciului contabilitate acest post pe care eu cred că îl merită. Și doamna Leoleacă, care știe ce înseamnă contabilitate și că trebuie profesioniști, eu sunt sigur că va vota pentru, chiar dacă colegii spun să voteze împotrivă. Nu, pentru că să spun prea asta. De ce vă votați la tine? Dumneavoastră nu sunteți grup. Așa că grupul ăsta nu duc că va vota pentru că este inițiativa primarului și sigur că nu se poate. Sunt probleme să facă aici. Deci eu cred că este un lucru necesar. Să știți că și noi nu ne aruncăm sau analizăm foarte bine bugetul și știți că discuția a fost de la început că din impozite și taxe locale nu plătim salarii, plătim doar cote de facturate din impostul pe venit, tocmai ca să determinăm salariații din primărie să alegem aceste fonduri și să știți că sunt probleme și de teren și poate ați auzit în oraș și vreau să vă dau aceste explicații acum, au început să punem amenzi pe mediu că nu mai putem suporta aceste activități, unele persoane care aruncă aceste deșeuri și acolo tot o persoană cu studiul trebuie să meargă și să pună aceste amenzi. Eu vă rog să aprobați așa cum am propus eu și când vom ocupa acest post, o să vă anunțăm. Dar eu cred că nu se ocupa.
Dar să vedem în paragraful să avem acolo măsuri de constrângere pentru domeniul. Da, da, mai dăm cu gândul domnului consilier. Nu trebuie să ne sperim pe de salubrizare. Am spus că implementăm plata online a taxelor și impozitelor locale. Deci asta trebuie să fie un ajutor, nu să ne îngreunăm. Deci, mai avem până atunci. Eu știu, bine. Noi, noi avem sistemul, dar pentru care? Deci cred că asta e direcția, nu să angajăm contactul local. Da. Mulțumim, domnilor și doamnelor consilieri, dacă mai sunt puncte de vedere. Atunci, supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre privind înființarea unui post contractual de referent treapta 1, treapta 1A, în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Târgu Ocna, Serviciul Buget Contabilitate. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotriva? Împotriva. Domnul Moșescu, m-ați votat împotriva sau abținere? Abținere. Proiectul a fost respins. Trecem la punctul 10. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Domnul consilier, scriere la cuvânt, domnul Iaro, domnul Măciucă, domnul Rusu și mai mulțumim. Are domnul Nuțu. Alte. Are cuvântul domnul consilier Iaro. Ca un oraș turistic ce suntem, aș propune ca măcar una de toate farmaciile să aibă un program, să zicem, până la ora 20-21, nu știu. Sunt turiști, trei. E aceeași farmacie. E aceeași farmacie. Și există concurență. Toate zero farmă. Să lăsăm pe domnul Iaro să vorbească. Tocmai că e aceeași firmă și ar putea să bagi din una să fie trei locații, una să facă schimbul doi, sau cum vrea să-i spună, nu trebuie să măcar pentru că este jenant într-un oraș stațiune și să nu găsești o durere de măsele să te calmezi, că a doua problemă, mașinile mobilizate, de-astea, de care sunt pe ghituci, hai să facem o inițiativă să le ducem de acolo, ne plângem când avem parcări, dar sunt o groază de șapă de an. Și a treia problemă, parcări la bloc pe o, este un domn care a făcut și cerere să închirieze un spațiu pentru parcare, nu i s-a aprobat, nu i s-a dat niciun răspuns, dar în schimb acolo sunt cetățeni care stau în chirie și au de două, trei mașini. Ăla care vine cu chirie își parchează mașina și chiar două, și ăla care e locatar acolo trebuie să caute cu fișul și s-o bagi. Mulțumesc, domnule consilier. Propunerea constructivă a dumneavoastră. Are consilierul, are cuvântul consilierul Măciucă. Deci am văzut o informare la subiectarea despre problema unui cetățen din Năpăie, care nu o prezintă în conflict cu cei care au strâng, deci nu poate să-și pască vacile, tocmai pentru că tot terenul este năpădit, să zic așa, de oi. Și nu pot să-și dea vacile la de alte pășune, și vreau să o răspund dacă se poate să ajuta și cetățenii în demersul lor. Deci au câteva vaci și din cauza stânilor care sunt acolo legal, nelegal, mamă de ei, deci executivul a trebuit să doare, așa și să le facă și lor puțină dreptate. Altă ordine de idei. În martie mi s-a promis într-o părtiuță care a fost dată la toți consilierii, începe drumul spre Salina. Se termină și luna aprilie. Când începe drumul spre Salina? Întrebare către domnul primar. Despre canalizare. Ce mai știm? Când? Cum? Unde? Va fi dat în folosință. Suntem iar în întâlnire. Problema câinilor din oraș încă nu este rezolvată. Avem probleme. Aurolage din centru. Da? Și cei care cerșesc. Iar nu ne fac ce este orașul de care nu suntem locul. Mulțumim, domnule consilier. O să trebuie. Încercăm să continuăm să vă răspundăm. Cuvântul următorului, scris pe listă, domnul consilier Rusu. La ședința trecută, domnul administrator. Da. Am
am propus ceva legat de un proiect european pentru Wi-Fi free. Ați demarat? Ați făcut ceva? Da. Se este și la spre dezbatere noastră de proiect și ne-am înscris și noi. Întreb, deoarece în regulă acolo e primul venit pentru, pentru asemenea proiecte, primul venit, primul servit. Primul venit, da. Lucrăm la această, acest proiect și o să vedeți cum va funcționa. Aveți altă întrebare, doamna consilier? Are cuvântul domnul consilier, nu știu că asta, că se pregătește domnul consilier Ghiurea. Ieri am participat la ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică, tot cum am la nivelul județului, și una din problemele de afară de ordine de zi a fost chiar referitoare la asigurarea supravegherii video a localității. Și la această ședință au participat și reprezentanții lor firmele care au la obiect de activitate acest gen de activități. Vreau să spun că cred că ar fi bine să luăm în considerare această oportunitate care mi se oferă în ideea de a apela la acești specialiști să facă un studiu de oportunitate și să vadă în primă fază ce am deja realizat. Însă, de succesele pe care le-au făcut unii dintre primari, vreau să... Să primar pe instituție, doar o puțină în pensie. Domnul primar, aș vrea să rețin un aspect propus de unul din primare dintr-un gau, dintr-o administrație, care ar putea fi analizat la nivelul gaului de care și noi facem parte, eventual un astfel de sistem de monitorizare video la nivel de GAL, pentru că gândesc că valoarea proiectului, fiind mai semnificativ, ar putea cuprinde o arie mai largă de localități și ar fi mai ușor de suportat și, bineînțeles, de accesat fondurile în acest sens. Există loc de discuții pe această temă, chiar și domnul subprefect a lansat ideea la nivel de prefectură și la nivelul Consiliului Județean, dar consulta specialiștii pe care au această temă, ideea de a găsi niște soluții care sunt valabile pentru localitățile care nu și-au instalat astfel de sisteme de supraveghere. Dar pentru o perioadă pe care ne-am propus noi, pentru anul 2018, știu că avem un buget prevăzut, o sumă care se fie alocat în acest sens, să începem cu începem și să chemăm una dintre aceste firme pe care să putem să vedem tema și să încercăm să instalăm și noi principalele puncte bune. Asta era problema. Vă mulțumim, domnule consilier, la finalul tuturor colegii mei vom prima, eu domnul administrator o să încercăm să vă dăm răspunsul la toate. Dacă nu reușim, o să are cuvântul domnul Ghiurea, urmează Canțărul Cristinean. Da, referitor la ce a spus și colegul nostru, domnul consilier Leu, la farmaciile din orașul care sunt la noi, sunt 4 farmacii de aceeași firmă. Cred că aici primăria ar trebui să intervină, pentru că este proprietorul cetățenilor acestui oraș, undeva prin oficiul concurență, să facă ceva, că nu există concurență. Da? Deci au pus monopol pe medicamentele și rețetele din acest oraș. Eu am posibilitatea să mă duc la Mănești sau la Comănești să-mi cumpăr niște medicamente, da? E mult mai ieftine decât le găsim aici în moment, dar puteți, pot să vin și cu un exemplu. Și picături nazale, nu le dau denumirea aici. Din altul oraș le cumpăr și cu 11, 12 lei, dar o farmă e 17 lei 50. Deci nu se poate, avem oameni cetățeni în vârstă care nu își permit așa ceva. Deci, în momentul când se dă o autorizație de funcționare, la aceste magazine, la aceste farmacii, trebuie să ținem cont un pic de concurență. Eu cred că, da, și la chestia cu autorizațiile de funcționare care le eliberăm în România, sunt multe de vorbit, da? Eliberăm autorizații de funcționare unor caramangerii în care se face funcționarea prin trotuar, printre cetățeni, printre pietoni, în care poate să treacă un om cu de boală, TBC sau nu. Eliberăm autorizații de funcționare supermarketul în care nu are un loc de parcare. Cum se poate așa ceva? Constituția. Da? Măria. Trebuie să analizeze aceste lucruri când se dă, să se eliberează autorizații de funcționare. Iar cu farmaciile, nu, este de glumit.
primăria nu ia măsuri, nu am lângă. Mulțumim, domnule. Mulțumim. Are cuvântul domnul consilier Pațelu Pisner, urmează doamna Barna Piliana. Da, este vorba despre școala numărul 3, unde și eu fac parte din Consiliul de Administrație. Am trecut pe acum o jumătate de ani, s-au spart toate geamurile de tempane, le-au reparat, au pus înapoi, acum aia sunt toate sparte. Se duc care cum vor, învață țiganii romi, să nu spunem, acolo la școala aia. Și nu știu ce ar trebui să facem, porți nu sunt. Deci, foarte scumpe au fost termopanele, când în sfârșit le-au pus, le-au văzut. Exact din școală, din școală, în interior, spre fericire nu e de la sală, din partea noastră, dar tot e o tristețe, pentru că sunt sub orice altă. Ce am putea face? Măcar acolo, să găsim o cameră de supraveghere, nu știu, ceva trebuie să facem. Sau să facem porțile. Eu zic că e foarte video, că omul a devenit un om... Nu vorbim de întrebat, domnul Păteacu, puteți să-mi scrie, dați să scrie. Am zis măcar acolo o monitorizare pentru că se întâmplă pe event. Și e păcat de investiția care s-a făcut. Vă mulțumim, doamna consilier. Are cuvântul doamna consilier Barna, dacă... Nu vreau cunoștință faptul că în data de 12 aprilie, grupul de elevi de la Cricova, localitatea de locuțină Cricova, cu care noi avem didactice au un apel bună și în sensul acesta, din partea Colegiului General, acum mulțumesc domnului primar, domnului administrator și reprezentanților primăriei, care i-au primit așa cum se cuvine pe copiii din Republica Moldova și care s-au gândit foarte bine la Târgu Ocna și, în același sens, la prima cunoștință tot legat de instituțiile de învățământ, că în perioada zilele anterioare s-au întors din ciclu cele două echipaje de elevi de la Colegiul Cenegrii, respectiv de la Liceul Tehnologic, care au fost cu o bursă la un timp de experiență în regiunea Pacos. Cei de la Colegiul Cenegrii au fost pe informatică, iar cei de la Liceul Tehnologic pe alimentație computerist. Copiii noștri sunt foarte încântați, dar numai copiii noștri care didactice. O aduc la punct de faptul că cei de acolo au fost foarte încântați de elevi, au scrisori de recomandare foarte bine cotate. Din informațiile pe care le-am până acum, la Liceul Tehnologic chiar li s-au oferit cu insistență loc de muncă pentru sezonul următor, chiar cu un supliment de cazare gratuită pentru cea mai mare parte a elevilor care au reprezentat orașul nostru acolo. Urmează, în mai iunie, Spania pentru Liceul Tehnologic și Portugalia pentru Colegiul Cenegrii. Mulțumesc! Mulțumim, doamna consilieră, are cuvântul domnul consilier Ugur Aure. Vreau să fac doar o scurtă întrebare, dacă poate domnul Cristi Bătaru, dacă să-mi spune dacă s-a mai făcut ceva cu proiectul ăla de monitorizare a traficului, să locurile de parcare și cu identificare din incinte, că credem cu toții că din ce în ce în ce mai tare se congestionează traficul, mai ales în față la Vampir, pe culegoadul principal, mai ales cu urmează sezonul, o să ne descurcăm din ce în ce mai greu. Deci trebuie un pic impulsion, exact, vă rog, da. Mai sunt și alte întrebări, atunci dăm cuvântul domnului administrator public. Ce să răspundă la cele mai multe întrebări. În ceea ce privește Rofarma. Rofarma a avut trei unități sau trei puncte de desfacere și un al patrulea operator de piața asta de medicamente a fost o entitate privată pe care, printr-o tranzacție comercială, au transferat activitatea tot la Rofarma. Două. În urma acestui transfer, într-adevăr, acest agent economic, Rofarma a preluat distribuția de medicamente pe tot orașul. Am făcut solicitare către ei să vină un reprezentant al lor să putem discuta aceste aspecte. Ei încă sunt au autorizațiile de funcționare valide și în momentul probabil când vor expira și în următoarea perioadă, cu siguranță va sosi cineva aici. Chiar am discutat, am înțeles că acționariatul sunt niște persoane undeva din Brașov și îi așteptăm să vină. Sperăm să sosească în timp util. În,
ceea ce privește autoturismele abandonate. A început activitatea, am câteva au fost lucrate. Dacă permiteți. Vă rog. Trebuie să punctăm la capăt anumite aspecte, că să dau niște răspunsuri, dar nu sunt suficiente. Rămânem în discuție. Nu, nu, dați-mi voie să conversăm la aceeași chestiune și binevenită ca să... Și protecția consumatorului are obligații foarte mari, așa cum a spus domnul Gurea, legat de prețurile care sunt exagerate la medicamente, se intervine pentru că piața de monopol a medicamentelor îi se fac mie că trebuie să te încadrezi niște limite. Dacă le depășesc, nu poate consecințele. Ăștia nu au concurență și pe bună dreptate. Medicamentele la Târgoviște sunt mai scumpe decât la Onești, decât la Comărești sau la altă parte. Și nu corect. Deci, ca idee... Nu, bă, te-au mai putea fi sau un punct farmaceutic, noi, ca primărie. Nu, pentru că ăsta e sistemul ăsta farmaceutic, din ce am informația de noi, funcționează tot la nivel de... funcționează la nivel de reprezentare, așa cum funcționează și notarii și... Se dă, dacă pe lite, domnul președinte, să începem cu înțelegerea. La capitolul farmacii, licențele se dau în funcție de numărul locuitorilor orașului. Târgu Ocna se încadrează la 4 licitații. Care le-a cumpărat această instituție sau societate, Rofarma. De asta spun că un ATU Târgu Ocna trebuie să intervină la oficiul concurenței, pentru că nu mi se pare normal ca, să discutăm cu ca o farmacie să aibă monopol într-un oraș cum e al nostru. Noi trebuie să ținem cu cetățenii în vârstă. Deci la aceeași firmă nu trebuia să vedem pe corect, postul. Corect, da, corect. Da. Păi, da. Nu, nu am... Sau legea ar trebui să aibă un vedere. Păi e cazul să intervină la ATU. Cum? Deci, oficiul concurenței. Consecțizată. Măcar. E vorba de amnistie de o farmacie. Ok, domnul Consiliar. Deci ideea este și-o următor. Este un ordin al Ministerului Sănătății care spune că la un număr de cetățeni, dar sunt înșel 3.000, la 3.000 poate să funcționeze o farmacie. Nu se permite mai mult de atâtea, un număr de farmacie. Pentru a limita, nu știu, a se dezvolta foarte mult sau a crea totuși un cadru concurențial nici prea exacerbat, nici prea slab. Și atunci ei, într-adevăr, s-au respectat principiul respectiv. Au fost 4 licențe de farmacii și nu se putea avea și pe toate. Nu, nu, este că au fost 2 farmacii și 2 au fost Rofarma. Prin închiderea domnului Farma Farmaciului, au putut și vânzarea către Rofarma, așa au ajuns ei să fie toți la aceeași la farmacie. În condițiile astea este clară, treaba trebuie sesizată de comuneții, la altă soluție nu este. Mulțumim! Și să le dea voie, măcar dacă nu, să le dea voie să mai înființăm, să facă delocare. De la asta să vină altcineva. În licență. Da. Continuați. Cu autoturismele abandonate, a început activitatea, am mutat câteva din ele, unul de... Un proprietar al unui autoturism ne-a reclamat la toate instituțiile, pentru că a zis că el atâta timp cât plătești impozit și mașina este matriculată, chiar dacă starea autoturismului nu arată foarte bine, el este dator să aibă, are dreptul să o țină pe domeniul public. Cam cu răbdare, cele care au fost ultra ruginite și puse și în anumite locuri nepotrivite, au început să fie mutate. Mai avem vreo 2 sau 3 mai în incintă la aur, care trebuie să le mai mutăm. Și cu siguranță mai era una strâmbă acolo la intrare. Ăla nu ne mai face reclamă, e mort. Da, dar moștenitorii lui... În ceea ce privește... Hai că o întrebare, domnul. Lăsați-l să termine, intervenim mereu. Apoi, să treacă la altceva și tot la subiectul ăsta. Dacă cadrul nostru legislativ, pentru că eu văd următorul impediment la mașinile astea, dacă trebuie să faci cu cetățeanul respectiv care zice, domnule, nu vreau să iau, ce-mi faci? Și noi, asta voiam să pun întrebarea, dacă noi prin cadrul legislativ care este conferit de către Consiliul Local și indicii la impozite, taxe, amenzi, sancțiuni și așa mai departe, avem stipulat ce se întâmplă cu aceste persoane care nu pot să sau nu se încadrează în anumite limite. Nu avem un act, probabil o să analizăm și așa cum am gândit pentru imobilele care se află într-o stare de degradare, să punem un impozit majorat cu un anumit cuantum, așa să ne gândim și la aceste autoturisme care până la urmă. Iar intervin și vă spun, legea care reglementează circulația pe drumurile publice spune foarte clar cum trebuie să fie carosabil. Cei de la poliție cu multă ușurință o poate rezolva. Trebuie să avem un nominal care este mașina, îl atenționează, îl notifică dacă nu vrea să o facă, pe atunci măsurile care trebuie. Eu plecat nici
nici în dreptul proprietății, dacă vrei să îți lași mașina de multe ori și Consiliul Local, executivul vrea să te taxeze, îi poate taxa. Să știți că aceste acțiuni împreună cu instituția poliției am făcut, pentru că ei au altă autoritate. Dar ei sunt foarte mai departe, m-a să de acolo ca să nu mai rămâne. Așa le-am recomandat și domnule, iau-o și tu într-o curte, tu undeva, într-un spațiu care nu încurcă. Deci, dar dacă avem de completat Consiliul Local, rog. Ne gândim acum. Patru juridic sau cine? Regulament. Dacă avem impedimente, ca să nu ne da. Referitor la întrebarea domnului consilier Măciucă, cu ceea ce privește pășunatul. Săptămâna trecută a fost întâlnire în cartier la Tisești și Gura Slănic, în care s-au reglementat aceste probleme printre celelalte, iar acum duminică va avea loc o întâlnire la Poieni și la Păcuri, în care se vor reglementa și aceste probleme și sunt reale, pentru că animalele până la urmă trebuie să aibă o sectorizare unde se poată să pască pe domeniul public al localității, pe acele pășuri. Când începe drumul spre Salina? Așa cum am spus, documentațiile au fost finalizate. Pe data de 12 au fost aici constructorii, au preluat amplasamentul. Sunt în procedura de a-și organiza organizarea de șantier și săptămâna asta se va emite autorizația de construcție, pentru că așteptăm încă un aviz de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Și ultima discuție și de ieri cu constructorul a fost că după 2 mai, adică pe data de pe 2, chiar pe 2, după ce trece și valul ăsta de mini-vacanță, când iarăși numărul turiștilor vor sosi în zonă, vor începe lucrările. 3. Cu canalizarea. Canalizarea, am primit zilele trecute o documentație de la CRAB, prin care tot ce înseamnă rețea, care este legată în rețeaua veche și care funcționează gravitațional, începe procedura de branșare. Toți cetățenii, am făcut și public acest mesaj, toți cetățenii trebuie să se adreseze companiei de utilități publice CRAB pentru a fi luați în evidență și pentru că numai CRAB este autorizat să vină să facă acea branșare în căminul de branșament. Lucrările care trebuie să le facă fiecare cetățean, poate să și le facă și în regim propriu, dacă are capacitatea, dacă nu, poate să apeleze la oricare din firmele de profil. Noi am avut discuție cu reprezentanții companiei din subordine, cu cei de la Util Conseca, și aceștia sunt pregătiți să poată să facă aceste lucrări contra cost, funcție de dimensiunile fiecărei proprietăți. Toate căminele de racord sunt de regulă la 50 de centimetri de proprietate, dar acum e problema cei dincolo de pe proprietatea omului, pentru că depinde acum distanța până la punctul lui de fosă sau ce are el acolo, cum e aranjat. Ca să înțeleg și eu, cetățenii care sunt de la lei, în prima fază, prin un aviz de la CRAB, o solicitare de acolo, eu mă hotărăsc cu cine să fac branșamentul, adică cu tine, cu Util Conseca sau care să fie autorizat. Da, da. Agreat. Să nu fie autorizat, pentru că nu există societate autorizată acum. Iar să nu mă lucrarea, poate să o facă oricine, dar decuparea căminului și racordului, adică înțeparea în cămin, îl fac specialiștii CRAB-ului. Și eu fac, de exemplu, cu Util Conseca. Ce nu face de ce? Da, dumneavoastră apelați la Util Conseca, ei fac șanțul, pregătesc iaba materialul, vin cei de la CRAB și constată că fac debitarea la cămin pentru a asigura căderea și nu a avea probleme și are loc branșamentul. Tot ce înseamnă... Eu cred că CRAB-ul va avea o licitație internă și nu va permite altora să spună. Haideți să discutăm lucruri care interesează noi de ale CRAB-ului, de bucătăria lor. Dar interesul cetățeanului. Costurile sunt
Domnilor, vorbim pe rând. Domnul administrator, mai aveți ceva de spus? Eu aș mai completa la, ceea ce a spus domnul administrator și a fost o întrebare din partea unui consilier la Ciucă. Situația câinilor, ce vreau să vă spun că gestionarea câinilor sau situația câinilor în Târgovna este sub control și aici o să-i dau cuvântul domnului Stoian, cu care astăzi am făcut deplasarea și nu numai astăzi și altă dată. Am semnat un protocol cu asociație din Belgia, dar domnul Stoian, ca un răspuns la, pentru câini, cum trăiesc câinii. Vreau ceva să completez. O să puneți întrebări pe rând, nu închidem ședința până nu toată lumea și face asta. Cu ce legătură cu ce a spus domnul administrator? Lăstrați-vă ideea și răspundeți. Nu, dumneavoastră sunteți acolo de fix. Pot să vă spun că astăzi a primit vizita asociației ONG Save and Hope for Dogs din Belgia. Cei 4 membri fundatori ai asociației au fost prezenți astăzi aici. Au vizitat data postul de scris, au vizitat primăria, palatul administrativ al orașului. Au fost foarte încântați de modul în care noi desfășurăm activitatea la postul de câini. Ne-au ajutat și până acum și astăzi cu hrană pentru câinii pe care avem în adăpost. Am trimis către adopție până în acest moment 13 câini care au plecat către Belgia și mai avem rezervații în continuare aproximativ 15 câini, pe care asociația e rezervă și vor adopta cetățeni din Belgia. Procedura durează până la... Mulțumim, domnule director. Adică se vede că există o atenție acordată activității. Aș vrea să spun în continuare, noi putem măsi ca un efort foarte mare pentru a strânge duschini în oraș, ceea ce ne este imposibil, deoarece vin alte persoane și lasă câinii la noi în oraș. Mulțumim. Mulțumim, prof. Dacă mai aveți alte întrebări. Domnul... S-a răspuns cu farmacia, cu programul. Lasă răspunde la toate. Vă răspunde, da. Farmacia. Cu programul am spus că în momentul când sosesc aici reprezentanților, le vom solicita acest lucru. De a găsi o soluție ca una din... ca unul din punctele de lucru, să aibă un program prelungit până la o oră mai târzie noapte. Se poate face și înainte de a veni. Se poate, dar dacă n-ai cu cine discuta? Dacă ăla este în contractul 2020, ca să nu spun 2020, ce faceți? Până atunci nu poate nimeni să-și ia un medicament la ora 20, că îl doare măseaua. Sau un copil, sau nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu dacă tratăm așa cu specialitate niște probleme de genul ăsta. Păi, parcările astea. De ce unii cetățeni au dreptul și alții nu au dreptul? A făcut o cerere și a închiriat omul acolo, doi pe doi, nu știu, alt cetățean care a făcut cerere nu-i s-a aprobă. De ce? Nu contează, acolo s-a făcut. Acolo la B8 este parcare. Și acest om a făcut cerere, nu-i se dă nici măcar un măcar dați un răspuns. Nu vreau să-ți dau, frate, că tu ai 1,20 m și mie nu-mi plac ăștia de 1,20 m. Da. Care este? Lățim. Domnul Bosinat Rusu? Domnul Bosinat Rusu? Domnul Bosinat Rusu? Adică domnul Pana are trei parcări și ăla care stă acolo de 100 de ani. Am murit-o la Gebroc? Nu m-am găsit. Nu mi-a ziua probleme, nu știu cine din primărie. Aveți și nume concrete? Și cine a făcut solicitarea, domnului? Vă rog, Ungureanu se numește, a făcut cerere... Ungureanu? Da. O să verificăm. Andreea. Dar există sistemul ăsta de închiriere a unui spații pentru parcări a unui în zona Aurilor, a Beaulor? A fost o inițiativă de a face contracte de închiriere, până când lucrurile au scăpat de sub control, în sensul că fiecare proprietar dorește să închirieze exact sub geamul lui. Este și acolo... de simplu de rezolvat. Dar se termine la urmă mă citați. Vă scrieți la cuvânt. Spuneți, domnul Debrazu, vreau să știu, vă adresez o întrebare. Deci până acum a funcționat regula primul venit, primul servit, până când au ajuns problemele și au început să apară aceste tensiuni între proprietari, că fiecare se lupta pe același loc.
Și atunci ne-am oprit și am început să încercăm să lotizăm aceste incinte și să stabilim foarte clar care este numărul de locuri de parcare și câte încap într-o incintă, pentru că nu era normal ca să pornim la licitație și un loc de parcare în dreptul blocului A9 să ajungă 300 de lei când se ceartă doi vecini, iar A9 scara B, acolo unde e loc liber, să rămână la 70 de lei prețul de pornire. Deci înțeleg că nu se casează nimic acolo, nu? Am oprit, cum se cheamă, încheierea contractelor și trebuie să dăm drumul la procedura de a lotiza aceste locuri. În condițiile în care s-a făcut această activitate, mi se pare mie că fiecare loc trebuie să poartă acolo un însemn care să facă dovada că e închiriat cuiva. Pentru că terța persoană sau cel care stă în locul acolo și nu are, se duce și parchează, poate un obicei sau... Știți ce se întâmplă? Nu, nu, haideți să nu mai vorbim pe acum vorbește domnul consilier. Eu vă spun că am întâlnit situații cu aceea domnul Mihai Roșu. Chiar fiul meu a fost blocat cu mașina acolo în fața apartamentului la blocul unde, pe care nu are și de, de apartamentul aparține de anul de zile, de 30 de ani de zile. Și nu i-a dat voie să iasă cu mașina. Da, este o situație complicată pentru că numărul de autoturisme a crescut exponențial față de numărul de locuri de parcare. Locurile de parcare în incinte, pentru că aici sunt probleme, au apărut, nu, unele sunt pe zonă betonată, altele sunt pe zonă asfaltată, altele sunt într-o zonă fost spațiu verde, fiecare și-a amenajat cum a putut, unul de-a lung, unul de-a lat, unul cum a găsit un spațiu. Până nu lotizăm și știm exact care sunt numărul de locuri de parcare, să trebuie lăsat loc la intrarea în scara blocului. Trebuie lăsat cale de acces pentru autospeciale de capacitate mai mare, pompier, ambulanță și toate celelalte, că seara aproape că nu poți. Nu asta e problema cu cei care au dreptul să folosească din blocul respectiv, că le dai la unii și altii nu le dai. Exact. Și începe conflictul exact. De aici să bată, să pară partizii, exact. Să facă alte și, și acum primăria nu este pregătită sau nu a fost pregătită ca în să momentul când am încheiat contract. A încheiat contract și a pus plăcuța. Și dacă un alt vecin vine și trage mașina acolo, că așa vrea el, ce poate să facă primăria? Că nu are nici departamentul cu mașină să vii să-i ridici persoanei care au adeziva lui... Trebuie să creăm condiții foarte clare. Exact. Trebuie să creăm cadrul. Și apoi... Are cuvântul domnul Mihai Roșu. Da, în completare, că ați spus până la urmă. Cei care au, sunt totuși câteva contracte, eu am contract cu dumneavoastră, și plătesc două locuri de parcare din anul 2007. Ce faceți? Că am un vecin care tradins face, vine și parchează. Nu mă deranjează dacă ia dimineața, dar mi s-a întâmplat că a parcat un vecin o mașină pe loc pe care eu îl plătesc pe 18 decembrie și și-a mai luat mașina pe 9 ianuarie. Adică nu e chiar corect. Sunt, dați, avem voie să le montăm, că dacă avem voie să le montăm, trebuie să-l fac. Dar dumneavoastră, dacă primării, dacă eu plătesc primării, chiar plătesc 2.000 ani și 400 de ani. Problema este în două următori, până noi la nivelul local. În acel bar care ne ține de proiectul ăla sau pătrânele, în acel local, legat de gospodăria cu prospetarea, pune și aspectul ăsta. Trebuie să fie și federal. Poate prins acolo. Păi dacă e prins acolo, ai posibilitatea să sancționeze. Altfel, poate să-l și bată. Exact. Nu e încălcat. Nu. Deci, putem face sisteme de blocaj. Ce faceți până la urmă? Ce facem cu aceste parcări? Într-un fel sau altul trebuie să le rezolvăm? Trebuie să rezolvăm problemele. După domnul consilier, împreună sau când eu știu că suntem interesați ca și primărie să avem multe mașini, că plătesc impozit și ne vin banii, dar la un moment dat trebuie să limităm ce facem. Dom'le, când vine să-și înscrie, își cumpără o mașină, ce facem? Trebuie să-i spunem unde o parchez. Exact. Unde o parchez, dacă nu o parcam, nu mai cumpe. Unde o scriu? O să o cumpe și o parchez la... Avem un regulament care trebuie să-l actualizăm, pentru că există un regulament aprobat în Consiliul Local, dar el trebuie să fie armonizat cu noile solicitări și cu noile... Da. Eu zic să rezileați contractele, cei care le au. Pentru că nu e normal. Vecinul are, eu n-am. Doi, eu de persoanele care spun acolo, ăla vine, lucrează la școala de reeducare și are număr de handita și are vreo trei mașini. Și ăla care e locatar acolo trebuie să conducă pe calea ferată. Ori aici nu pricepe noi. Deci ăla e locatar acolo de 40 de ani și parchează mașina pe calea ferată. Pe când a venit ăla, e agent nu știu de care, are trei mașini de parchet, are parchet, el are parcare. Și are și pistol. O fi avut și pușcă mitralieră. Da.
Deci reziliați contractul la toți, pentru că să nu mai aud, bă, eu am, bă, eu nu am. De ce? Deci nu se mai avea ceva de completat? Dar nu aveți nevoie de bani? Clar! Reziliați contractul la toți. Domnul consilier, mai avea ceva de completat? Da, da, și ceva foarte serios. Trebuia să intervin mai înainte, dar s-a trecut peste cu mare greutate. Am spus-o și în ședința trecută. Haideți, domnul primar, nu știu cine a câștigat din domnul primar. Cine face drumul la Sarin? Ce firmă face drumul la Sarin? Haideți să încercăm, nu știu cum este făcut proiectul, haideți să nu mai avem probleme cum am avut pe Capitan Bușelă, că iară băiem acum și scoatem... Haideți cumva să ne înțelegem cu ei, să discutați cu ei. Capacele de canal și gurile de canal și cu gagherile și astea, să le pune de la început, să le dea nivel. Nu există să mai ai un domnul. Asta e tehnologia care spune constructorul. Cum să mai ai un constructor? Felul de aparaturi, de acum, da, nivelul, de dată ăsta. Deci faci iară, turnăm beton și tăiem. Deci discuțiile avute, domnul, discuțiile avute, sigur că ei spun așa, indiferent ce cot ar da, asfaltul este perfect. Și atunci, ca să nu mai avem probleme, după ce termin asfaltul, taie, aduce și face ceva de asta, e tehnologia. Care o avem astăzi, care au toate firmele. Nu ajunge să facem asfalt din... Acum iară se taie, cred că am se taie, dar va fi la nivel, nu o să ridice la nivel. Uite, ascultăm o discuție tehnică. Dacă ameți, întrebați un specialist dacă este altul metodă. Nu există să nu se poată, da, nu există să-i poată asta. Că nu începul în grele, în cel de-al nostru profesionalizat problema cu canalizarea lor, e chiar într-un acord, unul unii cu alții, se poate ridica la nivelul care trebuie și ăștia când au venit, poate să ne iau toată lumea pe nou. Da, deci, înțelegele între unii și alții ca să iasă treaba tot. Uite, capacea la canalizare ridică cei care au făcut asfalt. Ultimul constructor. Constructor? Da, ultimul constructor. Am venit la discuții și domnul constructor, nu știu că din nou, vă rog. Da. O pătrunări din strada Vișorii, la domnul Corgea, s-a schimbat din nou. Când este observat? Păi, lucrările sunt în garanție. Acolo au fost chemați ambii constructori, împreună cu dirigenții de șantier al ambelor firme și acum discută problema între ei, cine, cum, ce... Odată, că discută apoi prin 2-3 ani, 5-7 ani. Este o situație juridică acolo și tehnică după care trebuie să fie tranșată juridic. Am înțeles. Și trebuie să vedem... Mai aveți o întrebare? Da. În ianuarie am depus niște proiecte de hotărâre de Consiliul Local. Mi s-a spus că în ianuarie sunt prea multe ca să fie băgate pe ordinea de zi și că vor fi mutate sau vor fi introduce pe ordinea de zi în luna februarie. Suntem în martie, aprilie și nu se-a venit. A fost doar o informare și nu vreau informări. Vreau introduce pe ordinea de zi. Să fie votate, da sau nu. Da. Alte puncte de vedere? Doamna secretară o să analizeze juridic situația și o să... Atunci să nu mi se mai dea răspuns că nu putem în ianuarie, putem în februarie. Pentru că sunt minciuni. Problema asigurării video localității a fost discutată de mulți ani, sigur, foarte simplu, dar cel mai complicat este, nu este să asigurăm finanțarea, să facem un proiect pe tot orașul. Pe treabă simplă, punem niște camere și... Pe axa 13 Căpor a apărut acum această oportunitate în care vom putea prinde și camere în oraș. Suntem în discuție cu împotrivirea studiului, a cererii de finanțare și atunci prindem și monitorizarea camerei. Din răspunsurile care mai trebuiau date pentru geamurile sparte, domnul Panțăru, de la școala 3, haideți să vedem care e soluția, cum putem așa schimba și primăvara și toamna geamurile, pentru că ceva se întâmplă. La școli sunt sisteme separate de camere monitorizate, dacă la școala 3 acolo nu este. Dacă nu este, începem să vorbim cu directorul de școli, să putem să vedem, nu știu de ce nu este, vorbim cu directorul de școli. Devalorizat și că învață romii de bale de acolo. Am înțeles. Școala 2 are la școala 3 camere, trebuie să mă întâmplă. Au 20 de ani de clasă. Asta au rămas... răspunsul de date, domnul administrator, cum am comunicat-o celor de la grad,
străzile care pot să fie raportate la rețeaua de canalizare proprietare lumele sunt următoare. Vasile Alexandrii, Decebal, Ion Cătină, Oituz, Pompei, Sublocotenent Comănescu, Visului, Republicii, Salinei, Poetion Grămadă, Salina, Locotenent Sion, Coșna, Tisești, Aurora, Constantin Mușac, Vâlcele, Odei, Văleni, Pârâul Vâlcica, Horia, Liliacului, Vlad Țepeș, Crizantemelor, Țărâncuța, Libertății, Gheorghe Doja, Cireșilor, Proletari și Primăverii. Toate aceste străzi, toți proprietarii de aceste străzi, pot începe de mâine să facă solicitări pentru a face branșamente. Următoarele către CRAP. Următoarele străzi, Vișoara, Petre Ispirescu, Gării, Verii, Dimitrie Cantemir, Petru Rareș, Gândului, Aurel Vlaicu, Ion Creangu, Negru Vodă, Cimitir, Florilor, Guldul, Ierni, Găleam, partea de sus, Andrei Ieșan, Viitorului, Cărămidăriei, Costachinei Gric, Viilor, Fundătura Costachinei Gric, unde rețeaua de canalizare nouă deversează în stația de epurare nou creată și care este în curs de finalizare, se acordă doar asistență tehnică până la finalizarea ei. Deci acolo trebuie făcut un bypass. Numărul total de branșamente care vor apărea de luna sunt 1505. Dați seama că e un număr destul de important de cetățeni care se pot branșa. Deci în primă fază, acum 70-80% din ei se pot branșa. Aceste străduțe urmează ca în momentul când se face bypass-ul între rețeaua, la rețeaua nouă de canalizare, pot fi branșați și ei. Da. Mai sunt alte întrebări din partea Consiliului Local? Dacă nu, având în vedere că domnul Schibirica a registrat o solicitare de ieri și dorește să îi acord de-al cuvântul. Ok. Domnule, vă rog, consilier, bună ziua. S-a dorit de faptul de că am venit pe 11 a doua, în 2011, și am solicitat un panou a vizierului clasă la centrul de informare la bancarea unei spitaximul. Până în momentul de față nu s-a făcut absolut nimic. În vedere, mai e și alt aspect. Am discutat cu domnul Cibotanu. Doamne, să punem o ciușmea sau un WC-ul. Toți de la taxil știți unde să duc? În spatele bărăcii. Ori puneți un afiș și WC-ul public ca să se pună. Și referitor la ce mi-a zis domnul Cibotanu, am văzut în oameni și mi-a dat un răspuns la ciușmea. Copiii ăștia mici se joacă în piațeta asta și a zis că ne trebuie și o autorizație de la Direcția Sanitară Veterinară. Domnul, în Onești este lângă poliție la procuratură, lângă mod este în Onești. E cu clapă, se poate apăsa clapa, a băut apă. Și referitor la WC-ul, gândiți-vă undeva, domnule, că ea, unde să se bucă? Că WC-ul s-a făcut, trebuie terminat și centrul de informare turistică, odată ca să poată să se știe că referitor având și domnul Grusu a avut dreptate, că sunt invitați, nu vreau ca să deschidem alte subiecte ca să nu ne certăm. Că nu este corect. Că dacă vreți, eu vă spun, nu este nicio problemă. Ca să fie că mă refeream la domnul primar, dar că în următoarea ședință luna viitoare am să-i spun. Da, mulțumim, domnule. Dar aș vrea să se facă. De exemplu, vă spun, mie nu prea îmi convine. Că dacă l-am întrebat pe domnul pe Forbaniș, referitor pe, era domnul Grozavu, am întrebat, propune domnul Cristi Cibotaru, ca Cristi Antohi și domnul Sub, și cu domnul Bergamuță, să sponsorizeze echipa din fotbal, mă duc în parc, trec pe la CPR-ul pe acolo, pe stadion, domnule, dușurile nu sunt făcute. Copiii unde se spală? Sau ei, uitați, am venit de exemplu, mi-a trebuit o băncuță ca să am venit la domnul Dichiseanu, să ne pună o băncuță în fața blocului. Este a patra oară, am fost la domnul David când era vici, de trei ori. I-am zis, domnul, mergeți la domnul Dichiseanu, domnule, găsiți una și aduceți-o acolo, știți din ce cauză. Eu poate nu vreau să stau în părculeț aici la piață și vreau să stau acolo. Nu e normal. Da. Mulțumim pentru... Ca să nu fii... Recomandările. Vreau să se facă, domnule. Da. Vreau să se facă. Dacă nu puneți cum ați scris pe primării Ciumaroși, pune și pe centrul de informare turistică. În continuare a programului să fie un moment festiv cu intonarea imnului de stat al României și al Republicii Moldova, cât și semnarea protocolului. Ce frumos îți va fi.
fost intonat imnul de stat al României, urmează imnul de stat al Republicii Moldova. Continuăm cu semnarea protocolului în funcție de protocolului. Acestea, ședința de Consiliu Local s-a încheiat. Doar câteva cuvinte, ca semn de mulțumire. Avem emoții, ca și orice om, și mai ales care face lucrurile conștient. Noi știm cine suntem, noi știm de unde venim noi, noi știm care sunt rădăcinile noastre. Chiar dacă unii de pe la Est mai încearcă să dea cu coada, cum zicem noi, lucrurile ar să fie așa cum trebuie să fie. Dumnezeu e de partea noastră și El a fost român. De aceea noi credem în El. Vă mulțumim foarte mult și vă mulțumesc încă o dată. Da, mulțumim pentru efortul care l-ați făcut dumneavoastră să fiți aici la ședință. Vă mulțumim de asemenea pentru efortul pe care l-ați făcut ca să aveți răbdarea să stăm la o ședință de Consiliu de Dezbatere. Noi urăm succes acestei colaborări cu toate partele pe care le-au stabilit și să ne întâlnim cu bine la capacitate. Mulțumim! Ședința de Consiliu Local s-a încheiat. Să ne vedem cu bine la următoarea ședință de Consiliu Local. Sunt codrii tighecilor, de acolo de unde venim noi, Neam Birăzești și de Haiduci. Așa suntem noi. Avem fântâna zânilor care am povestit o țară. Ea este aici, în simbolul heraldicii. Asta este fântâna, asta este fetele frumoase, fântâna zânilor și displetite, asta se numește zânile au în heraldică, au a lor o conotație. Aici, la cruci, cum îi zicem noi, în deal, unde Ștefan cel Mare a vrut să facă o cetate și n-a mai făcut-o, dar se numește acolo când o să veniți vreodată, o să vedeți că ai impresia că este, da, este așa un loc mai special și chiar acolo unde este o cruci când bați așa în pământ, sau de gol acolo. Deci sunt niște lucruri care o să le vedeți, ele sunt într-adevăr așa cam, să zicem, cu o conotație de mistică. Trandafirul deasupra care era, care știe, da, lucrurile, trandafirul deasupra când erau la greci, asta se numea că acolo se vorbește închis, deci nu se scoate secretul din casă. Ca să știți, la noi, la Capaclie,
Noi niciodată nu scoatem secretul din casă. Dacă cineva a scris undeva la raion vreo fițuică sau vreo țădumă, garantat 100% că el nu este din sat, nu-i de-a nostru. La noi, noi nu scoatem gunoiul din casă, să o știți. Nu știu, e bine sau nu, dar asta sunt capaclienii noștri. Și deci secretul nostru care noi îl păstrăm de secole și nu scoatem gunoiul din casă, iată este anume acest trandafir care simboliza la greci tăcerea și tot ce se vorbește acolo, se vorbește de ordine închisă. Asta este drapelul nostru, domnule primar, vă dăm cu drag, că ăsta sunteți primul la care dăm noi drapelul nostru, nu l-am dat la nimeni. Mai la un că doi trandafiri, nu mai vă rog.